folosesc și la altele. L-a dezinfectat, sterilizat, curățat, inclusiv apa pe care o beau în fiecare zi. Pentru mine asta e o măsură, are 750 de mililitri și o beau în fiecare zi. Și îi dăm drum. Haideți să vedeți frumusețe. Ei, imaginați-vă că apa, în timp ce noi vorbim, devine pură. Aerul, mâncarea, alimentele, tot ceea ce tratez cu ajutorul imunocubului meu, devin mult mai curate și mai sănătoase. Am simțit-o, repet, pe pielea mea. Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Suntem alături de Liliana Stanciu, trainer de eliberare emoțională. Bună seara, Liliana! Mă bucur că te revăd. Ești radioasă, ești frumoasă, ești odihnită? Da, gata sosită din retreat și gata de muncă. Nu că acolo n-aș fi muncit, dar la mine munca se numește bucurie și sper ca toată lumea să facă activități pline de bucurie. Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc încă o dată de invitație și bucuroasă deja să intru în obișnuința celor care ne privesc, să obișnuiască să caute și emisiuni cu tehnici de eliberare emoțională sau ce resurse propunem. Astăzi ne-ai propus să vorbim despre pacea personală. Da, sună foarte pretențios, dar este chiar un instrument, poate mai puțin cunoscut de cei care aplică alte tehnici. La noi, în eliberare emoțională, cei care lucrează cu tehnicile acestea sunt obișnuiți să audă tot timpul încurajarea: ți-ai făcut procesul de pace personală, fă-ți procesul de pace personală. Mă, ce e procesul ăsta de pace personală sau procedura de pace personală? Și o spunem de mai multe ori ca să se obișnuiască lumea. Oricum sună, cred că, încurajator pentru toți să știe că există o modalitate, încă o modalitate, prin care pot să facă pace cu ei. Pentru că războiul nu e în afară, e în interior. Înainte de a fi în afară, e în interior. Și am multe subiecte cu care să vin în întâmpinarea oamenilor. Cei care mă cunosc deja, că activez de 12 ani în online și în prezență fizică la cursuri, dar în online, au putut vedea pe YouTube sau pe site-ul meu eliberareemoțională.ro, pagina resurse gratuite, au putut vedea tot felul de instrumente de-a lungul timpului. Ăsta pe care îl propunem astăzi e unul punctual și am făcut câteva notițe cu care să vin în întâmpinarea voastră pentru cei, nu neapărat mai sceptici, dar cei care au senzația: a, nu-mi place să scriu. Pentru că e vorba de un pic de scris. Ce avem noi de scris? Avem niște notițe de făcut, pentru că lumea spune: a, dar eu știu la ce să mă gândesc, sau eu am un plan. Lumea spune și despre trecut și despre viitor la fel: a, eu știu ce s-a întâmplat, sau a, eu știu ce am de făcut. Da, dar știi tu și crezi că știi într-un anume fel, pentru că e în capul tău. Dar scoate din cap de acolo, sau din mintea ta, din întregul, care ești, scoatele, pune-le cumva pe hârtie și noi o să propunem să le pună, sigur, poate fi și într-un format digital, dar mai încurajator este să le scrie, să-și noteze câteva lucruri, pentru că scrisul de mână are și el importanța lui. Și o să dau share screen la acest material, care este scurt, de ce? Adică în sensul de condensat. De ce? Pentru că mă interesează aspectul practic ca întotdeauna și vreau să facem, să alocăm jumătate din timpul petrecut astăzi unui proces de explorare, o invitație meditativă pe alocuri, dar sigur și cu atenția pe ceea ce poate să iasă la suprafață, deci veți vedea din indicațiile exercițiului meditativ, îi spunem, care va urma, ce are fiecare de făcut. Însă e bine să stabilim câteva lucruri de început, și anume, eu am început, când m-am gândit la ce să vă spun astăzi, mi-a plăcut tare mult, mi-am amintit de un paragraf, un citat scurt din Oscar Wilde,
care spune: niciodată nu călătoresc fără să am jurnalul la mine. Fiecare ar trebui să aibă mereu ceva senzațional de citit în tren. Adică, ce poate fi mai senzațional de citit în tren sau oriunde, ce putem revedea cu mai mult interes decât propriile noastre trăiri, notițe. Cei care sunt obișnuiți să își ia aceste notițe, să facă jurnal, să scrie, n-au niciun fel de încurajare, dar ceilalți e bine și chiar sunt bucuroși să o facă și sunt foarte mulți prieteni pe care îi am deja și care îmi spun că dacă n-aveau obiectul jurnalului de-a lungul timpului, nu făceau transformările pe care le-au făcut. Alții, ca mine de exemplu, n-am fost fan de la început jurnal pentru că sunt rapidă în comunicare și îmi place să o fac de multe ori prin vorbe. Nu am răbdarea necesară întotdeauna să scriu, astfel că a trebuit să mi-o educ. Dar e bine să știe lumea că tradiția asta de scriere a unui jurnal datează din secolul X în Japonia și că există niște beneficii efective ale scrierii în jurnal și sunt studiate lucrurile astea. Există efecte terapeutice și în special în ceea ce privește depresia, stima de sine, anxietate, atacurile de panică, adicții, dar chiar și astma, artrită și multe altele. O să spuneți cum Dumnezeu mă ajută la astm și la artrită, faptul că eu dau glas, voce, scot din mine ceea ce se află acolo doar la nivel mental. Și există, cum spuneam, studii, o să vedem de ce și o să simtă lumea pe propria piele când trecem prin această explorare pe care vă o propun pentru astăzi. Beneficiile includ de asemenea, atunci când scriem într-un jurnal, și inclusiv o tensiune arterială optimă, întărirea sistemului imunitar, somn de calitate, atitudine optimistă. De ce? Pentru că odată scoase acele lucruri, în special cele care mă deranjează, noi suntem invitați să scriem de toate, și pozitive și negative. Pozitivele ne ajută în sensul în care am încredere, mă încurajez eu pe mine, îmi readuc stări care mă susțin în ce am de făcut, de optimism. Dar cele neplăcute, o să ziceți, nu le întăresc dacă scriu sau mi-amintesc ceva ce mă supără? Încă o dată spun, ca și în edițiile trecute, nu numai că nu le întărim, dar dându-le voce, e de fapt, în scris sau în voce, se cheamă tot că le exprimăm, înseamnă de fapt că le scot de sub preș. Iarăși vă aduc în atenție titlul acelei cărți scrise de Carol Truman, Sentimentele îngropate de vii nu mor niciodată. Deci, practic, dacă eu am ceva în minte, în gând, în sistem, să nu vorbesc despre acel lucru, nu înseamnă că l-am rezolvat sau l-am transformat, l-am îngropat sau am uitat de el, înseamnă doar că l-am pus la păstrare și s-ar putea să iasă la suprafață atunci când nu mă aștept și să nu fiu pregătit pentru acel lucru. Deci vreau să mă pregătesc pentru ceea ce presupune viitorul meu, scoțând la iveală tot ce am ținut ca sub o supapă, reprimat, spunem noi, tot ce reprim din trecutul meu. Și să vedem cum fac lucrul ăsta. Doar câteva note am pus aici despre ce reprezintă tehnicile de eliberare emoțională, pentru că abordarea asta este procedura de pace personală, este specifică, este pusă în scenă în felul ăsta de Gary Craig, care e fondatorul tehnicilor de eliberare emoțională, și el spune, dacă fiecare terapeut din lume și-ar face propria listă cu lucruri care l-au supărat, atunci am avea o lume mai fericită. Dacă fiecare om din lume ar face această listă, atunci n-am mai avea niciun fel de probleme.
Deci, măcar terapeuții, măcar cei care vor să-i ajute pe alții și când spun asta, inclusiv cei care ne privesc, pentru că de regulă cei care aleg tipul ăsta de transmisiune sunt cei care caută rezolvări pentru ei și pentru cei pe care vor să-i ajute. Deci, oricum îi impactăm pe cei din jur. Și asta este încurajarea, să știți că tehnicile de eliberare emoțională fac parte din ceea ce numim al patrulea val de terapii. Se consideră că psihoterapia individuală s-a dezvoltat în cele trei mari valuri, psihanaliza, abordări comportamentale și psihoterapie, iar acest al patrulea val, pe care noi îl simțim cu toții accesibil, din ce în ce mai ușor accesibil, chiar dacă sunt termeni de specialitate, sunt oameni care vin și vorbesc pe limba noastră despre neuroștiințe și neurobiologie, chiar dacă noi nu suntem specialiști. Prindem ideile de bază despre mindfulness, despre sensibilitatea sufletească, terapie somatică, adică acțiuni pe care le facem asupra corpului, exact așa cum facem noi pe puncte când ne apăsăm corpul, noi de câte ori ne accesăm puncte de pe corp, spunem că facem terapie somatică și toate aceste îmbinate formează un al patrulea val care se potrivește foarte mult timpurilor pe care le trăim și ne oferă o abordare multidirecțională corespunzătoare naturii noastre multidimensionale despre care vorbim adesea ca fiind în felul ăsta. EFT, deci, fac parte din acest al patrulea val și Gary Craig a venit cu procedura de pace personală, adică scrierea în jurnal care este îmbinată cu tehnici terapeutice și face această combinare, scrierea în jurnal, cu faptul că noi accesăm punctele energetice după aia în timp ce citim ce am scris acolo, face ca ăsta să fie unul din cele mai puternice instrumente pe care le putem avea la dispoziție. Cei cărora le place cercetarea vor mai multe lucruri să afle despre ceea ce spunem astăzi. Le-am făcut și aceste două recomandări. De pe ecran le pot căuta în limba engleză, cum este titlul acolo, cei care se descurcă cu traducerea automată. Sunt materiale foarte importante despre psihologia energetică, energy psychology, dacă, ca să vadă de ce spunem că este psihologia energetică una dintre cele mai cele mai promițătoare abordări din acest al patrulea val, și o întrebare dacă terapia face față revoluției, se află într-o etapă de revoluție acum, se întreabă tot Peta Stapleton. Am ales-o pentru că este un om de știință din Australia care s-a dedicat în totalitate studiului tehnicilor de eliberare emoțională și felul în care ea le aplică, a deschis multor sceptici apetitul spre a verifica și a aplica efectiv tehnicile. O puteți vedea pe Peta Stapleton într-unul din aceste link-uri pe care le-am pus în imaginea anterioară, într-un discurs TED, dar ce ne interesează pe noi mai mult și mai mult, dincolo de faptul că ne putem duce să verificăm ce spun oamenii de știință despre modalitatea de a face terapie prin scris sau despre această abordare care ține de lucru cu tehnici de eliberare emoțională care ține de al patrulea val, ne interesează cu adevărat beneficiile și importanța scrisului de mână. Am spus, sigur, noi putem face această listă și digital în computer. Dar să vedeți dacă facem notițele astea de mână, cam ce înseamnă, și am găsit câteva avantaje pe care e bine să le vedem. Scrisul cu pixul pe hârtie ajută la o mai bună reținere a informației scrise. Pentru că există o legătură între actul ăsta fizic de a scrie literele
și transmiterea unor semnale de la mână la creier. Se spune că asta susține construirea memoriei motorii și e lucrul ăsta studiat de Asociația pentru Studiul al Științelor Psihologice în 2014 și la nivel neurologic, la fel, sunt tot felul de avantaje. Scrierea de mână susține dezvoltarea cognitivă. La fel, un studiu a arătat că cei care preferă și scriu la tastatură prezintă o activitate neuronală mai redusă decât cei care scriu de mână. Și sunt făcute teste de rezonanță magnetică, scanări ale creierului, care atestă aceste lucruri. O activitate neuronală mai redusă nu înseamnă că sunt mai puțin inteligenți cei care scriu la tastatură decât cei de mână, înseamnă exact acest lucru, că activitatea neuronală e mai redusă și noi știm că un creier bun este ăla muncit. Este singurul organ care, cu cât e uzat mai mult, ca să zicem așa, cu atât e mai sănătos. Avem nevoie să facem această legătură între mână și minte, deci corp și mental, ca să păstrăm creierul sănătos și să fim chiar și mult mai creativi și mai eficienți. Și dinamica scrisului de mână activează o serie de regiuni din ambele emisfere cerebrale, în regiuni implicate în gândire, limbaj și memoria de lucru. Ne interesează foarte mult să nu rămânem captivi emisferei cerebrale lucrului, obișnuinței de a folosi emisfera cerebrală stângă, predominant, pentru că noi așa am fost obișnuiți de mici copii să folosim în principal emisfera cerebrală stângă, prin analiză, prin numărat, prin folosirea părții drepte a corpului, inclusiv cei care în mod natural, nativ, veneau cu aplecarea spre a folosi partea stângă, mâna stângă, li se lega mâna la spate, erau forțați să scrie cu dreapta doar pentru a se încadra, înregimenta grupul celor care trebuie să gândească logic. Nimeni nu ne-a învățat să gândim creativ. Ori scrisul de mână ne ajută inclusiv în direcția asta. Spuneam că ne ajută foarte mult la exprimarea mai eficientă a emoțiilor și scrierea pur și simplu a emoțiilor, a gândurilor sau a unor întâmplări pe hârtie ajută la gestionarea emoțiilor și la îmbunătățirea stării de bine. Pur și simplu, dacă iei o hârtie și măzgălești pe ea, spunem noi măzgălești, dar de fapt scoți la iveală, am făcut cu tare, s-a întâmplat aia și ăla a zis asta, o să vedem că ne vin niște expresii sau cuvinte care sunt mai degrabă țin de latura creativă și starea noastră e o stare de bine imediat cum am scris, chiar dacă doar ne descărcăm și scriem ceva neplăcut pe hârtie, pur și simplu că ai scos din tine acele lucruri și nu le mai ții sub preș, îți dau o stare de bine extraordinară. Ne descărcăm pur și simplu și cred că o să înțeleagă lumea de ce spunem acest cuvânt descărcăm, e ca și cum ai spune ceva cuiva și spui of, m-am ușurat, am spus ce am avut pe suflet, dar câteodată nu se poate să o faci sau poate rănești dacă o faci sau poate vrei întâi să explorezi și să integrezi tu lecțiile respective și de-abia după aia să te exprimi dintr-un punct de vedere de neutralitate, mai așezat, centrat, ai nevoie să scoți din tine prin scris. În primul rând o poți face, pentru că dacă doar ventilezi în cap, n-ai scos din tine. Deci, ori vorbești, e terapia pe care o facem la orice terapeut care folosește limbajul, da, la psihoterapie, sau scrii, dar scrisul te ajută chiar și mai mult
pentru că nu-l poți face atât de rapid și timpul ăla de care ai nevoie să scoți lucrurile, tu și procesezi în același timp. Deci scrisul de mână îmbunătățește starea de bine, având efecte de calmare, numit și terapie prin scris. Există jurnale de studiu al psihologiei și tot felul de studii care arată că scrierea emoțiilor în jurnal ajută și la reducerea durerilor și a rănilor, acționând prin reducerea cortizolului, care știm că e hormonul stresului și afectează atunci când e ridicat în corp, afectează sistemul imunitar. Noi reducem cortizolul și prin presarea pe puncte, dar iată că este studiat că și în momentul în care scriem ce ne supără. Imaginați-vă când combinăm cele două lucruri și asta vă facem noi în procedura de pace personală, scriem, scoatem totul la suprafață, cu punct și de la capăt, foarte simplu. Nu intrăm în traumă, nu intrăm în detaliile întâmplării, o să vedeți că doar stabilim câteva repere și când, dacă începe să doară, chiar spunem, pun deoparte această amintire care se numește puncte-puncte, doar îi dăm un titlu și las toate detaliile. Pentru când voi fi pregătit să merg acolo, deocamdată doar rămân cu atenția pe faptul, pe titlu, pe faptul că am amintirea XYZ, inspir, expir și bat punct pe puncte, apresez sau țin ușor aceste puncte, că bat pe ele, că le presez, spunem noi bătut pe puncte, care e mai natural că este un fel de stimulare repetată, dar poate fi și doar odihna mâinii ținută pe corp, pe aceste puncte, în timp ce citesc titlul acelei întâmplări și câte o descriere generală succintă, astfel încât să nu intru în traumă și să nu dau foarte multe detalii de acolo, dacă doare foarte tare. Deci are efecte benefice scrisul ăsta, indiferent când scriem emoțional, indiferent că o facem despre stări pozitive sau negative, și transpunerea lor pe hârtie, am subliniat aici, a experiențelor neplăcute, pur și simplu ne permite o mai bună înțelegere a evenimentelor și punerea lor într-o altă perspectivă. Hai să vedem efectiv cum funcționează, pentru că în exercițiul pe care urmează să-l facem, spuneam, e o explorare meditativă în care vei putea rând pe rând să te oprești, să te așezi, să-ți dai voie, să vezi ce simți și să scoți la suprafață lucruri pe care, la care poate nu ți-ai da voie să te gândești că au fost poate dureroase. Într-un proces meditativ, noi putem să scoatem ușor, ușor lucruri la suprafață. Pentru că, de fapt, secretul e, într-un proces meditativ, ce se întâmplă? Îmi respir conștient, îmi liniștesc simțurile, pot eventual să-mi țin degetele ușor presate, cum am învățat, astfel încât de o parte și de alta, încât să mă susțin și energetic și corpul meu are timp, răgaz, să proceseze într-o stare schimbată, se schimbă starea mea pe măsură ce procesează corpul. Nu uitați, am mai spus de multe ori și repetăm, corpul nostru e cel care își schimbă biochimia dacă îi dăm răgazul să o facă. Mintea, cea în alertă, de obicei nu dă răgaz corpului pentru că ea există temeri, frici, gânduri negative exprimate cu rapiditate și corpul nu face față ritmului alert al minții care evocă tot felul de amintiri neplăcute. Dar dacă eu într-o stare ușor meditativă, cu încredere că nimic nu mi se poate întâmpla rău, că tot ce a fost rău a trecut, că nu intru în traumă, că sunt conștient pe scaun așezat în controlul acțiunilor mele, cu ajutorul inspirului, expirului, cu ajutorul presării pe puncte,
corpul meu își va schimba ușor, ușor biochimia, astfel încât să nu-mi fie greu să fac față acestei gândiri negative. Pentru că gândirea negativă nu o curm, nu o întrerup, nu o schimb cu forța. Pun un gând pozitiv peste un gând negativ, hai să schimbăm traiectoria și să ne facem că gândul negativ nu există. Am nevoie de etapele alea. Văd, accept și sunt suveran, aleg altceva. Deci văd gândul ăla, îl evoc, îl spun care este, ce mă supără și inspir, expir și spun pot să aleg acum și alt gând. Chiar dacă în ăsta încă mai persistă, îi fac loc și altuia. N-am cum să lupt cu gândurile, ci să le ajut să fiu martorul transformărilor. Noi, din calitatea de observator, putem cu mai multă ușurință să vedem cum gândurile noastre se pot schimba, dar e drept că noi, în egală măsură, noi facem și acțiunea. Este o frumusețe dată de magia care ne însoțește, cum suntem construiți. Jucăm mai multe roluri. Eu centrez, eu dau cu capul, eu îmi stabilesc, îmi pun atenția ca să-mi stabilesc, îmi pun intenția să-mi stabilesc atenția și acolo unde e atenția mea, e energia mea. Deci eu fac acțiunea, dar eu sunt și cel care observă ce tip de acțiune fac și știu că dacă odată m-am dus cu ăștia în gard și am făcut ceva greșit, gândul meu e greșit, că îmi pot observa propriul gând și pot să revin la centru și să spun ok, încă o dată îl formulez, nu-l resping nici pe ăsta, e tot al meu, e evocat de o parte din mine care are nevoie, a avut nevoie de sistemul ăla de siguranță care a fost reprezentat de gândul X negativ. Deci, cum funcționează procedura de pace personală? Pur și simplu, scriem o listă cu evenimentele care nu am fi vrut să se întâmple. Deci, orice ar fi putut fi mai bine în viața noastră, putem pune pe lista asta. Cronologic, de la cea mai mică vârstă sau cum ni le amintim, nu contează până la urmă, dar putem să scriem cât de multe, însă să țintim măcar 100, să țintim la 100. În dreptul fiecărui eveniment, apoi punem o notă de la 0 la 10, intensități emoționale. Și ca să ne ajutăm de lucrul ăsta, îi dăm un titlu. Când mama m-a certat că am spart vaza. Nu trebuie să fie titlul de Oscar. Este un titlu, eu știu că s-a petrecut la 4 ani, că m-am speriat de cearta mamei, că eram mică, că n-am știut ce am făcut rău, că poate mi-aduc aminte rapid descărcat toate evenimentele, toate detaliile evenimentului, sau poate doar e stompat. Pot să-i dau acum, nota i-o dau acum. La mama m-a certat pentru că am spart vaza. Ce notă de intensitate emoțională de la 0 la 10 îi dau? Acum în sistemul meu energetic îmi vine să spun poate 4, poate 6, poate 8. Își aduce aminte lumea că o notă nu-i mai mare. 8-ul meu poate să fie mai mic decât 4 al altuia. Notele sunt personale. Facem această evaluare a notei ca să stabilim cât e în sistemul energetic acum. Dincolo de logică care spune, ei, a trecut, aveam 4 ani, m-a acceptat și ea, că era speriată sau nu știu ce. Deci nu ne interesează lucruri logice. Dăm o notă fiecărui titlu de eveniment. Alege-le pe cele mai intense sau pe cele mai îndepărtate și lucrează câte unul pe zi. Pur și simplu, noi putem să scriem câteva rânduri, 2-3 rânduri poate, nu mai mult despre acel lucru. Dacă ne permite, dacă nu-i traumă cu tămare, pentru care ne ducem la un terapeut să ne ajute. Și sunt aceste mici pietricele din pantofle, spuneam noi, la întâmplările astea care ne-au necăjit din trecut. Nu diminuați importanța
lucrurile ori mărunte, pentru că alea mici, de mici copii care ne-au deranjat, care acum, adulți fiind, ne vine să le spunem, ei, a trecut, au fost niște fleacuri, alea rămân, au rămas înregistrate, de fapt, în subconștientul nostru. Deci scriem atât de detaliat cât putem despre evenimentul ăla, poate jumătate de pagină, poate două rânduri, poate doar stăm cu atenția pe corp vis-a-vis de ce simțim și o să explorăm împreună în exercițiul următor despre ce simțim. Pur și simplu presăm punctele energetice, fie de la mâini, fie ușor pe față, în momentul în care evocăm acel lucru. Pasul 1 este să-l scriem pe hârtie, deci titlu, îi dau notă și după aia câteva detalii despre ele, adică o să vedem și în exercițiu câți ani aveam, cum era îmbrăcat, ce s-a întâmplat acolo, dacă pot doar câteva lucruri să le trec în revistă și ca o poveste pe care am scos-o la iveală și apăs pe puncte. Vom vedea că după ce lucrăm evenimentele astea și le ducem la intensitate zero, adică ele 5 minute, 10 minute, poate un sfert de oră pe zi, dacă alocăm noi 90 de zile, spunea Gary Craig, gândește-te numai ce poți să faci în 90 de zile cu un sfert de oră pe zi, un singur eveniment care te-a necăjit, 90 de lucruri, pietricele din pantof scoase care te deranjau, fac datorită efectului de generalizare, se numește în tehnicile de liberare emoțională, există un astfel de efect, deci de generalizare, lucrezi 5-10 evenimente și bum, s-au rezolvat încă 20. Nu ești conștient poate de ele, dar starea ta, eficiența pe care o ai, optimismul și energia, vitalitatea, se schimbă semnificativ după ce facem câte un eveniment pe zi, să zicem 90 de zile, dacă chiar suntem cu adevărat doritori să lucrăm, putem să ne gândim la stări din astea, domenii de viață, dacă nu știm, dacă nu ne amintim cronologic, putem pur și simplu să ne gândim la din spiritualitate, misiune, cunoaștere de sine. V-am pus aici 11 categorii. Puteți pune la reluarea emisiunii, stop, să vă gândiți. Dacă îmi iau câte o categorie, câte o zonă din viața mea, familia, prietenii, sănătatea, banii, distracția, felul în care mă odihnesc, cum e aspectat domeniul ăsta pentru mine? Că unele domenii sunt aspectate mai bine, altele mai puțin bine. Unde te doare mai tare? Ce te doare mai tare? Și o să vezi că atunci când îți duci atenția pe subiectul respectiv, îți vin în minte flash-uri, pur și simplu, despre lucruri dintr-un trecut din ce în ce mai îndepărtat, până acolo în care o să-ți vezi părinții care vorbeau despre domeniul respectiv. Dacă pentru mine zona familie este una sensibilă, cum era pentru părinții mei? Cum era în familia mea, pentru membrii familiei mele, zona familie, aspectul familie? Era unul dureros sau era unul armonizat? Și tot așa. O să vă ajute aici în explorări și dacă nu ne place să lucrăm pe listă, pur și simplu ne gândim la aceste domenii pe care le-am pus pe pagina de mai sus sau luăm fotografii vechi, digitale sau vechi pe care le avem păstrate în cutii și vedem ce amintiri ne trezesc. Asta este un element foarte creativ și ajută multă lume, a spus după ce le-am sugerat lucrul ăsta, Doamne, păi când îmi iau, când stau și mă gândesc așa în minte, n-am nicio întâmplare, cum să ajung eu la 100 de lucruri care m-au supărat și să le pun pe o listă de câteva pagini, că eu nu pot să-mi amintesc nici măcar 20. Nu-i nimic, ia o cutie cu fotografii,
vechi sau ia foldere cu mai nou, cu tot felul de digitale. În momentul în care sau ia niște cărți pe care le-ai cumpărat în anumite momente, uită-te prin casă în, la lucruri pe care le-ai făcut în anumite bunuri pe care le-ai achiziționat în anumite feluri, o să-ți vină automat tot felul de exemple. Viața noastră e plină de evenimente și cu siguranță găsim cel puțin 100 care ne-au supărat. O să zici, dar de ce le căutăm atât cu vehemență pe alea? Pentru că alea presupun multă durere reprimată și vrem să ne ajutăm și să o scoatem la suprafață. Deci, dacă avem vreo credință limitativă, o observăm și pe aceea și în felul ăsta, cu încurajările pe care le-am pus aici de a scrie această listă, de a ne apleca asupra lucrurilor pe care le dorim rezolvate și cu pașii următori pe care o să-i facem împreună în explorarea meditativă pe care o propun astăzi, în premieră la voi și mă bucur atât de mult. De ani de zile aveam în gând, eu am organizat și webinare de susținere pe tema procedure de pace personală pentru cei care fac cursul, există pe platformă multe resurse pentru practicienii EFT, există pe InfoBliss de asemenea cursuri online cu proceduri de lucru foarte simple pe care lumea le poate pune la lucru, dar pe asta în mod special o aveam în minte cam din 2016, de 6 ani am auzit-o la Jessica Ortner, se numește, din frații Ortner, Nick Ortner și cu frații lui, soră și frate, organizează summituri de, cred că, 10 ani deja, speciale pe tehnici de eliberare emoțională, cu tot felul de proceduri de lucru și la ei am auzit atunci o abordare, procedura de pace personală în felul ăsta de explorare meditativă pe care vă propun astăzi și deși am făcut atâtea materiale, în cursurile cu plată și pe cele gratuite, tipul ăsta de explorare n-o făcusem, așa că m-am gândit când am venit spre voi cu inima, pregătindu-mă pentru astăzi, zic, uite, e un moment și am amânat de ceva vreme să îl facem împreună și eu zic că o să vă placă și o să fie și reconfortant și eliberator în același timp și ce ne interesează să fie cel care aduce insight-uri, le spun englezii, conștientizări. Da? Iar aici pe această descriere unde mă găsesc cei care vor să îmi scrie, adresa InfoArond este pusă și pe burtiera voastră, infoarondeliberareemoțională.ro, întotdeauna. Am pus în afară de site-ul eliberareemoțională.ro, unde se află aceste resurse gratuite într-un volum generos, după cum spun mulți, și site-ul infobliss.ro, unde există materialul online, deci cursuri pe care fiecare în rit propriu și le poate permite pentru că sunt pentru toate buzunarele. Unul important ar fi acest parcurs, toate sunt importante, unul ar fi de exemplu procedura de iertare radicală, iertarea radical forgiveness, iertare completă, pusă în scenă de Colin Tipping, v-am mai vorbit despre el. Asta e dintre lucruri care ar trebui făcute neapărat. Iarăși foarte important, poate cei care nu vor să devină specialiști în tehnici, dar vor să lucreze cu ele pentru profilul personal și pentru a-i ajuta pe cei dragi, această serie online de 4 webinare, cele mai importante, workshop EFT pentru uz personal. În rest, acolo există tot felul de alte modalități și, bineînțeles, cele gratuite pe care le facem împreună. Cum sună propunerea asta, Olga? Sună foarte bine.
Îți mulțumesc pentru prima parte a emisiunii în care suntem alături amândouă. Le spun prietenii noștri să urmărească cea de-a doua parte. Emisiunea continuă și eu voi urmări la fel ca și voi. Nu voi fi în studio, mă voi uita pe ecran. Îți mulțumesc tare mult, Liliana. Dumneavoastră vă mulțumesc că a stat alături de noi. Până săptămâna viitoare, vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși și să învățăm lucruri noi de la Liliana. Cu mult drag și să continuăm explorarea. Da, să continuăm, deci. Are un miros ca după ploaie. Ei, mie îmi place foarte mult, am sentimentul că natura e curățată, că inhalezi un aer cât se poate de curat, de ozonificat, da? Și în condițiile în care ai această percepție în propriul birou, îți creează acea zonă de confort, să o numim așa. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra o dată. Lucrăm acum procedura de pace personală. În câteva momente îți voi pune anumite întrebări. Ele te vor ajuta să revezi câteva domenii ale vieții, astfel încât să observi ce te ține încă pe loc. Revezi aceste domenii de viață, lasă imaginile să vină și vezi despre ce evenimente poate fi vorba. Dă câte un titlu fiecărui eveniment și apoi o notă de la 0 la 10 intensității emoționale fiecărui titlu. 0 dacă ești în liniște și pace față de eveniment sau 10 dacă intensitatea emoțională este maximă în acest moment. Te poți întoarce oricând la acea amintire pentru a lucra mai mult asupra ei cu ajutorul tehnicilor de eliberare emoțională. Dacă ai nevoie de mai mult timp pentru a-ți nota detalii, poți deschide ochii pentru a le scrie. Indiferent ce este la suprafață în timpul acestui proces, ești în deplină siguranță. Tot ce apare înseamnă că e gata să fie eliberat. Lasă relaxarea ce te cuprinde să îți ajute corpul pentru a procesa orice emoție sau gând negativ. Închide ochii, știind că îi poți deschide oricând ai nevoie să notezi ceva. Apoi revin ușor la exercițiul meditativ. Secretul este să te relaxezi și să-ți lași mintea liberă. Inspira adânc și expiră. Vom mai face acest lucru împreună de două ori. Inspiră și expiră. Inspiră și expiră. Nu există un mod greșit în care să faci asta. Doar lasă-ți mintea să călătorească și ai încredere în intuiția ta. Concentrează-te acum asupra relațiilor tale. Gândește-te la relația cu părinții sau cu cei care te-au crescut. Ce ai învățat în relația dintre părinții tăi și nu te mai servește? Ai învățat vreo credință care a devenit limitativă?
Amintește-ți prima ta relație romantică acum. Este ceva din acel moment ce e nevoie să eliberezi? Gândește-te la orice alte relații romantice pe care le-ai avut ulterior și notează tot ce dorești să eliberezi. Sesizezi vreo credință ce te limitează din timpul acestora? Acum reflectă asupra relației actuale. Ce trebuie să îți clarifici pentru a îmbunătăți această relație? Ce gânduri și ce emoții despre tine te împiedică să ai relația pe care ți-o dorești? Care îți sunt convingerile despre iubire? Te împuternicesc ele sau există unele convingeri false pe care ai nevoie să le rescrii? Ce ești gata să eliberezi pentru a-ți deschide cu adevărat inima cu iubirea pe care o meriți? Inspira adânc și expira. Observă-ți senzațiile pe care le ai în propriul corp. Cum te simți în corpul tău? Observă orice durere sau greutate pe care ești gata să eliberezi. Ce trebuie clarificat pentru a scăpa de această durere? Facem o scanare corporală acum. Observă dacă vreo parte a corpului tău doare sau dacă ai o emoție negativă asociată acelei părți din corpul tău. Pe măsură ce te concentrezi pe fiecare parte a corpului, relaxează-te și mai mult. Pur și simplu observă ceea ce simți și dacă e nevoie, notează. După care poți lăsa toate acestea să se topească pe fondul sonor. Observă orice flash vine în minte, orice imagine, orice detaliu despre orice amintire, chiar dacă nu știi de ce îți apar aceste imagini. Te poți opri să-ți notezi flash-urile care vin în timp ce îți scanezi corpul.
Începe prin a te concentra pornind de jos, începând cu degetele de la picioare. Mută-ți atenția în sus, în zona gambei. Iar acum concentrează-te asupra genunchilor. Simți vreo durere fizică sau emoțională? Mută-ți ușor atenția în sus, spre coapse. Apoi la șolduri. Observă-ți orice credințe, sentimente și amintiri care ar putea fi captive acolo. Ajungi acum în dreptul stomacului. Ce simți în ceea ce privește stomacul tău? Observă orice senzații fizice, credințe, amintiri sau emoții care ar putea fi rămas captive în stomac. Du-ți atenția la piept și verifică ce simți și în dreptul lui. Cum este aici? Ce e neclar? E ceva de eliberat? Lasă orice imagine vine sau orice gând, orice emoție. Doar ține-le minte sau notează. Acum concentrează-te asupra spatelui tău. Din nou, observă orice senzații fizice, emoții sau convingeri. Observă cum îți simți spatele și ce ai fi putut depozita și acolo. În timp ce îți muți atenția prin brațe, către mâini, observă cum te simți. Mergi acum înapoi prin brațe, înspre cap, prin gât. Și observă orice amintiri, senzații, sentimente sau convingeri pe care ești gata să le rescrii. Reflectă asupra oricăror amintiri semnificative pe care ți le semnalează corpul. Chiar dacă nu știi de ce îți vin aceste gânduri sau imagini, ce ești gata să eliberezi din corp, astfel încât să simți din nou cum puterea îl locuiește. Simte calmul din corpul tău acum. Dă-ți timp pentru a-l onora, pentru tot ceea ce face pentru tine.
Acum ești gata să-ți asculți corpul și să-i oferi ceea ce are nevoie. Inspiră adânc și expiră. Ce trebuie să eliberezi astfel încât să simți mai multă bucurie în viața ta? Ce te împiedică să te simți cu adevărat fericit, fericită? Ce trebuie rescris pentru ca tu să zâmbești mai mult în fiecare zi și să îți recunoști valoarea? Inspira adânc. Expira. Concentrează-te asupra sănătății tale financiare. Care este prima amintire pe care o ai cu privire la bani? Ce te-au învățat părinții tăi despre bani? Erau banii o provocare pentru familia ta? Există experiențe negative în jurul banilor pe care încă le păstrezi din timpul copilăriei tale? Observă și notează orice convingeri limitative în jurul banilor pe care le-ai stabilit în copilărie. Îți amintești prima dată când ai fost nevoit să te întreții financiar? Ai povești sau credințe semnificative din acea perioadă ce trebuie vindecate? Cum te simți cu privire la situația ta financiară actuală? Dacă simți vreun stres în legătură cu aceasta, ce anume este stresant? Mai exact, care sunt gândurile ce te țin pe loc? Doar observă-le. Le poți nota acum sau mai târziu, pentru ca mai apoi să revii la ele pentru a le elibera. Cum sună convingerile pe care le ai în legătură cu oamenii care au bani? Te-ai simți în siguranță dacă ai fi bogat, bogată? Care ar fi dezavantajul de a fi bogat, bogată financiar? Ce preț ar trebui să plătești? Ce ai avea mai puțin, în schimb? Scrie orice amintiri, gânduri sau sentimente pe care le ai în legătură cu acest aspect. Îți amintești primul loc de muncă pe care l-ai avut? Gândește-te la traseul carierei tale, la locurile de muncă. Observă unde te-ai simțit prins, prinsă în capcană.
Există evenimente sau sentimente semnificative care trebuie clarificate? Ce părere ai despre activitatea pe care o desfășori acum? Ce te oprește din a te bucura la maxim de munca ta? Faci ceea ce iubești cu adevărat? Dacă nu, ce te împiedică să faci ceea ce iubești? Ai succes în ceea ce faci? Petrece câteva momente acum, continuând să-ți observi sentimentele în legătură cu locul de muncă. Notează orice amintiri, convingeri sau gânduri pe care dorești să le eliberezi prin presarea punctelor energetice. Acum ne vom concentra pe diferite emoții. Doar ia notițe dacă vreuna dintre aceste emoții rezonează cu tine și ești gata să o eliberezi prin presarea punctelor. Observă acum de la distanță furia. Sunt evenimente din care vrei să eliberezi furia? Există cineva pe care ești supărat? Observă de la distanță sentimentele de furie și dacă apar, notează titlul evenimentelor, credințele sau amintirile. Observă acum de la distanță tristețea. Există gânduri, amintiri sau credințe care te întristează? Ce evenimente ești gata să vizitezi pentru a elibera tristețea? Observă acum de la distanță senzațiile de frică. Există ceva care te sperie acum în viață? Dă-i un titlu și notează. Există vreo temere care te împiedică să faci pași înainte spre ceea ce iubești? Observă acum de la distanță senzația de rană. Ce te face încă să te simți rănit, rănită? De cine? De ce anume? Gândește-te la rănile tale și notează orice eveniment semnificativ. Observă acum de la distanță sentimentul de vinovăție.
Este ceva ce ai făcut sau ceva ce s-a întâmplat pentru care încă te simți vinovat, vinovată? Pune un titlu fiecarei amintiri în care ai simțit vinovăție. Scrie-le și dă-le câte o notă, știind că le vei elibera. Inspira adânc, expira. Întreabă-ți subconștientul dacă există și alte amintiri sau convingeri pe care ești gata să le eliberezi. Petrece câteva clipe și lasă-ți gândurile să caute ceea ce e gata de curățat. Apoi notează. Relaxează-te știind că te poți întoarce la fiecare notiță și poți elibera tot. Propuneți să continui acest proces timp de minim 30, 60 sau chiar 90 de zile. Poți lua câte un eveniment pe rând, notezi detaliile lui și în timp ce le citești, respiri conștient și îți presezi punctele energetice. Reia acest exercițiu meditativ pentru a explora tot ce e gata să iasă la suprafață. Poți pune pauză, completezi, revii. Este un proces firesc și vei elibera în trepte pe măsură ce continui să notezi. Poți încheia de fiecare dată într-un mod optimist și înălțător, conectându-te la următoarele afirmații, în timp ce îți atingi ușor punctele energetice de la mâini sau pe corp. Iubire înaintea mea. Iubire în spatele meu. Iubire la dreapta mea. Iubire la stânga mea. Iubire deasupra mea. Iubire sub mine. Iubire peste mine. Iubire în jurul meu. Iubire tuturor. Iubire pentru univers. Pace înaintea mea. Pace în spatele meu. Pace la dreapta mea. Pace la stânga mea. Pace deasupra mea. Pace sub mine, pace asupra mea, pace împrejurul meu, pace tuturor, pace universului, lumină înaintea mea, lumină în spatele meu, lumină în dreapta mea, lumină în stânga mea. Lumină deasupra mea, lumină sub mine, lumină asupra mea, lumină împrejurul meu, lumină tuturor, lumină către univers. Inspiră adânc,
și profund. Expiră prelung. Pe măsură ce continui să respiri profund, imaginează-ți toată iubirea, pacea și lumina. Ai ajuns atât de departe. Uită-te la lista pe care ai scris-o. Cum te simți să știi că poți rescrie totul? Că ai instrumentul acum și ești gata să nu o mai lași să te oprească. De fiecare dată când notezi ceva, le scoți la lumină și îți iei puterea înapoi. Acele evenimente, acele amintiri, emoții și gânduri și-au îndeplinit misiunea, și-au adus darul și nu mai au putere în acest moment. Privește această listă și imaginează-ți cum urmează să-ți fie viața pe măsură ce te folosești de punctele energetice pentru a elibera tot ce nu-ți mai servește. Cum vei trăi fără ceea ce obișnuia să te oprească? Cum simți asta? Cum va fi viața ta diferită? Imaginează-ți acum cum ți se vor îmbogăți relațiile. Ce vei putea realiza? Ce măsuri ești gata să iei? Uită-te la acea listă și alege un lucru pentru care vei lucra chiar acum. Fă doar un pas de acțiune pentru a te simți mai bine și mergi pe acel drum spre a-ți trăi viața conștient, conștientă, în continuare. Sus inima. Oriunde te afla, rămâi în picioare. Cum te simți când știi că poți face asta? Și că vrei să faci asta? Amintește-ți să fii blând, blândă cu tine. Amintește-ți mereu că schimbarea începe din interior. Și chiar așa și este. Revii ușor, te relaxezi, eliberezi. Bine v-am regăsit, oameni buni! Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic. Fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv,
adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească, militară, și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut, în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă, vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.